this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Suntem aici cu Alberto. Și astăzi... Astăzi o să mai facem pe aici chestii pe bază. De asemenea, vreau să vă spunem mai multe chestii. Sau să vă spun, mă rog. Am schimbat strategia cu Hog Rider, Wizard și Archer. Pentru că Hogii sunt mai eficienți. Pe lângă asta s-a terminat și Clan Games-ul și o să luăm acum reward-urile. O să aleg gemuri. Nu știu dacă lopata. Cred că o să iau poțiunea de Clock Tower. O să iau... ce să iau aici? Wall Ring. După care o să iau asta. Și... în cea din urmă... poțiunea asta. Din păcate n-am reușit să facem 50.000 de puncte la Clan Games. Oh, și mamă, mai sunt 17 minute și 46 de minute să ce aleg. Mai am 17 minute la dispoziție și... mă, ce am zis, mă? Mai ai 17 minute și 46 de minute la dispoziție. Păi da, mai am la dispoziție 17 ore și 46 de minute. Păi să aleg... minute. 17 minute? Mă rog, 17 ore și 46 de minute la dispoziție. Să iau reward-urile de la Clan Games, că dacă nu, nu o să ne mai pot lua. Wow. Pe cât punem pariu că acest clip va apărea de-abia în decembrie? Eu pe cât punem pariu? Eu zic că nu. Eu zic că o să apară la începutul lui noiembrie. Da, hai să vedem care o să câștige pariul. Dați like și... De fapt... Da, nu știu, că de fapt nici nu cred, v-am să zic, spuneți în comentarii ce, când credeți voi că o să apară clipul, dar ei o să știe exact când o să apară. E clar. Am upgradat acum air defense-ul la level 3, eu pot dau și buzz la builderi, o să dau bolți la builderi. Nu, fii atent, să ghicească când ai făcut clipul, gen, nu când îl postezi, când l-ai făcut. Da, chiar, ghiciți când am făcut clipul. Spuneți în comentarii când credeți că am făcut eu acest clip. Lumau. Ok, bun. La Builder Base situația este ok. S-a făcut Builder Hall-ul de 4. Putem aici să luăm o grămadă de clădiri. Dar sincer, cred că asta o să fac în alt episod. O să mai fac un episod după asta. Ce zici, Bărenule? Da, ai dreptate. Ar fi o chestie. Dar nu mă ocup momentan de Builder pentru că am o grămadă de prezentat. Și anume că am făcut clan de level 6. Am văzut efectiv pe chat atunci și am zis, bă, hai neapărat să filmez, dar am zis mereu, las-o pe mai încolo, că așa fac eu de obicei, în fine. Și, da, l-am făcut de 6 și nebun. A început și Clan War League-ul și Raid Weekend-ul, s-a cam terminat acum câte zile, un 2. Acum o zi și ceva. Așa, cu clanul... merge, zic eu. Eu văd că m-au intrat oameni. A intrat unul, man. Stai că acum vă, lol. Și, bă, îmi place baza lui, adică... e Town Hall 9, pare maxat. Stai, are King-ul de 13 și Queen-ul de 29. Bă, e bine, e binișor. E... na, cu King-ul ăla mai trebuie upgradat, dar... e ok, e bine. Așa, și văd că am mai intrat cu un cont... ăsta e contul lui principal, mamă, ce cont are, să mă bată copilașii, bro. Mamă, ce cont. Ok. Momentan nu pot să am restricții, deci în ceea ce privește faza cu conturaș, pentru că și eu am contraș și pe lângă asta suntem și la început, deci... da. Borenule, și ce ați sugerat eu, bă? Nu știu, când poți și tu, o să încerc și eu, de asemenea, cred că pe la facultate, când mă mai duc. Că da, uite, vă dau un indiciu, am început facultate, în ziua în care filmez. Când credeți că este acea dată, spuneți în comentarii. Așa, hai să dăm și noi niște atacuri, sau, de fapt, nu cred că mai dau atacuri, cred că vreau să mă atace ăștia în păimii ca să mai scap de resurse, pentru că s-a terminat sezonul. Și am primit, așa cum vă spuneam într-unul din episoade, de faza cu Season Bank. Uitați câte resurse am. Adică am cu mult peste
cât îmi încap pe mie. Am 5.642.000, când eu am maximum 4 milioane, what? Și la Dark Elixir, aveam, cu 22 de Dark mai mult am, ce? Bă, eu aveam, la asta, la Season Bank, aveam, cam vreo 19 milioane de coin, de bonus. Tu ai luat PES, nu? 3 PES-uri la rând. Mam, e clară treaba. Păi de-aia ai făcut atât aici, nebun. Poți să faci, ți-am zis, 25 de milioane într-un sezon. Numai băgând atacuri, știi, că acolo pe se pun resursele și... Sezonul ăsta, pe aia zic că sezonul ăsta care l-am terminat acum, am avut 19 milioane de... Da. Bun, foarte, foarte bine, ești nebun. Pentru Town Hall-ul tău e perfect, poți să dai la upgrade-uri acolo fără să ataci, ești nebun. În fine, a început și clanul League-ul, o ducem foarte bine momentan. Ne cam confruntăm așa cu un clan, poți zice. Primul World are 34 de steluțe, o să atac și la clanul League imediat. World 2 are mai puțin, na, are 31, mă rog. World 3 are loc acum, ia zi. Eu mă dau puțin pe mod, revin imediat. Ok. War-ul 3 are 18 steluțe momentan, dar o să atacăm și noi. Oh, văd că au atacat băieții cum au vrut ei. Holy shit! Ok, numai atam World 5 și 6. Oh my god. Ok, deci ca să înțelegeți, băieți și fete, noi ne confruntăm cu clanul Request and Leave de level 6. Același level ca clanul nostru. Acum chiar pot să zic că este un clan War League adevărat, bro, pentru că... Avem cu cine să ne confruntăm. Bine, cu un clan, aparent. Ăștia-s mai în urmă, uitați-i. Mă, în fine. Și o să atac și eu imediat. O să mai facem steluțe pe acolo. O să mai contactez pe unii băieți să ne să atace și ei. By the way, am făcut un 11 pe contul Robițu JR, pentru că n-am mai așteptat să-mi iau de zroi. Adică eu am considerat că îi aveam la un level destul de ok pentru a da la Town Hall. Și văd că oamenii chiar au atacat bine, adică s-au dat 3 stele fără probleme. Hai să vedem și noi bazele lor de curiozitate, pentru că am văzut că a zis Paulo aici 3 stele numai cu eroi. Ca să vă dați seama, ești nebun. Atac ca lumea la ori. Hai să vedem. Adică, bro, primul e Town Hall 11, ești nebun la cap. Hai să vedem și noi cum au atacat. Bro, a atacat foarte frumos. A pus Stone Slammer-ul, eroii și cam ăla e. Adică asta numesc eu atac lejer. Nu, a dat și rage, nu știu pentru ce a dat rage-ul ăla acolo. Sincer, nu prea cred că avea rost. Dar oricum a atacat foarte bine. Uite, are eroii maxați efectiv. Nu ca mine de 50, King-ul și Queen-ul. Da, în fine. A dat și Andrei, care e numărul 9, bro. A dat pe 200%, Lucian 100%, dar Alex 100%. Nu mai contează cum, cine, ce și cum. Nu mai contează cum se atacă. Important este să se dea 3 stele, bro. Acum, pe bune. Și cred că asta o să fac și eu, să atac la Clan War League de pe cele două conturi. Bineînțeles, de pe laptop, pentru că... Nu este un atac de ăsta pe care ar trebui neapărat să-l iau în serios, pentru că, uitați-vă și voi, Town Hall 5 ești nebun, dacă-l atac eu cu contul ăsta de Town Hall 11 și ăsta de Town Hall 14 ești nebun, Town Hall 6, bro, e clar. Ia, nu-mi spune că era și ăsta, nu-mi spune. A, aia, bă, e pare relativ... Bă. A. Fii atent că s-ar putea ca până când postezi tu clipul ăsta să-și devină YouTube-ul și să totul să devină la normal ca înainte. Zici? Zici? Ar fi, dureze... ar fi o chestie. Nu știu. În fine, e pare relativ maxat numai pe defense. În rest am văzut că e cam rush. Pe defense, da, pe garduri. Asta numărul 5. Dreptate. Am dreptate, știu. Zi, bă, știu, nu știu, lui Ulfeanu, bă, lui Adrian, nu știu, să atace și bine, nu e grabă, și adică pot să atace când vor ei, când pot ei, nu-i bai, dar... Dar ce, ultima oară n-au atacat? Ba da, au atacat! S-au dat toate atacurile, ești nebun, în afară de Denis, pentru că ți-am zis eu faza ieri pe Discord cu... atacați la sigur pentru steluțe și... Da, mă, da, știu. Da, și Denis nu prea a avut pe cine să atace, ok. Păi, ce voiam să mai arăt, mă?
Ce mai voiam să arăt? Deci am arătat cu clanul de level 6, am arătat cu clanul League-ul, am arătat persoanele din clan. Da, nu știu, cam ăștia suntem. Hai să promovăm și noi pe man ăsta, pe man. Uite, ești pe bune, clipurile de Clash of Clans trebuie neapărat mereu. Stai liniște, bro, că mă ocup și de clipurile de Clash of Clans. Ce? Nu, mă, nu, mă refer la mine. Mereu trebuie să fac ca dracu pe fiecare clip, ori să zic bani. Stai liniște, bro. Bine, gândește-te că alea au fost de acum o lună. O lună și ceva, ești nebun. E o lună, bossule, că deja se împlinește... Păi, bro, clipul a fost filmat cam în septembrie, cred, pe la început. Bă, mă refer că e un episod în care cântam eu numai Uizo. Ah, da, știu. Ăla dracu, este 8 luni acum, deja am plinit 8 luni. 8 luni, mă, mi-a plăcut clipul ăla, dacă vă mai aduceți de clipul ăla, spuneți în comentarii și dați like dacă vreți. Da. Altceva. Era ceva cu G-Mine-ul, dacă nu mai ieșea de curățenie. Da, nu mai știu. War-urile, cum le mai ducem? Parcă a scăzut puțin procentajul, parcă a scăzut așa. Dar o să fac tot posibilul să mă ocup, măcar de clanul ăsta. O să încerc totuși și cu al doilea clan, dar mi-e greu, mi-e foarte greu. Acum a început Spuneți-vă, Bițu, să programezi live-urile cu o săptămână înainte. Spuneți-i. Ia uite, mă, Deci, neapărat cu o săptămână, mă, cu câteva zile, că după s-ar putea să nu se mai pună like-urile la live. Adică am observat chestia asta pe bune acum. Dacă programezi live-urile sau clipurile cu mult timp în urmă, nu o să se mai pună like-urile când, după ce o să fie postat. Și o să, după premieră. Pe bune, am observat eu chestia asta. N-are nicio legătură, că... Crede, bă, bun. Mie mi se tăpăie și la clipuri postate fără premieră, mă, lasă-mă. Mă, dar îmi place că se face foarte, foarte repede upgrade-ul ăsta aici, nebun. N-are legătură cu premiera sau cu live-urile, n-are legătură cu programarea în general. Simplu, nu mi s-ar pune like-ul și dacă ar fi clipul postat fără premieră 2 minute, nu mai e bun. Nu știu ce naiba are. Da, mă rog. Da, nu știu dacă să dau atac. Hai să dau un atac și așa. Ce mai mă interesează de resurse? De alea îmi pui mii de resurse. Păi ce mă, există episod de Clash of Clans fără atac? Așa faci? Ai dreptate. Scuză-mă pe mine. Ăsta face clip de Clash. Hai să punem hoglăbuță. Hoglăbuță. Cum? Hoglăbuță. Aș fi zis gen cuvântul la să nu fie la diminutiv, dar nu prea e voie, cred. Știi? Hai, taci. Ia taci. Hai să punem și un rage, să se ducă Hoji. Dacă o să se audă microfonul de pe fundal, să nu trepece. De ce se aude pe fundal? Nu, de ce s-ar auzi pe fundal? De ce s-a auzit pe fundal? Vezi, tocmai ce am întrebat eu. Se aude? Da. Hai, taci. Ai. Da. Lasă față cum am îndepărtat o de asta. Vedeți, foarte eficient Hoji, se duc repede, sar peste garduri. Bă, deci... Un rage cu două heal-uri face strabă grozavă, da, si. Mai ții minte momentul ăla în care se auzea un microfon de pe fundal, că eu pun pariu că Uizo își pusese telefonul în microfon, deși... Hai de cap. Păi era ăla pe voice pe atunci? Da, mă, da, când se auzea microundele pe fundat, pe live-urile tale, eu cred că ăla își punea telefonul în microunde și de alea. Bă, se prea poate. Hai să trecem pe celelalte conturi, să atacăm la Clan War League. Ok, am intrat pe Robitsu JR, tangul 11, am pus Seagull-ul, l-a făcut, e totul ok, nu stau să spun multe despre ce am făcut aici, pentru că... Da, am făcut serie și cont nou pentru că... Da, pentru contul ăla la altul, știi? Ok. Hai să atacăm la Clan War League, bă. Dar nici nu cred că mai pun trupe în clan chestel, că n-are rost, eu îl fac pe ăsta numai cu eroi, ești nebun la cap. Uite, îl atac pe 6, ca după pe 5 să-l atac cu contul mare, ești nebun. Bro, what the fuck, ești nebun, îmi pun numai archer cu ei, nu și-l fac pe ăsta, what?
Sau cred că pun numai skeleton spill-ul, bro. Hai, nici chiar așa. Are mortar. Și ce? Crede-mă, skeletonii ăștia, guards ăștia, au mult HP. Când folosești un spill de level mare. Sau spell, mă rog. Că tot am văzut pe clipuri că ziceam spill în loc de spell, băgam ieșurul. Bă, ei se spune cu 2D, mă, că sunt 2D. Da, știu. Păi și atunci. Greșeala mea. Ești bisile. Bro, ești ok. Uite-te, bă, cum atac, bă. De ce nu te uiți, bă, cum atac, bă? Da, e clar. Numai eroi. Asta zic. Să înțeleg că ăsta va fi titlul, o să atac numai cu eroi la clanul lui. Nu, chiar. Pentru că sunt chestii mult mai importante decât un simplu atac cu... Nu, gen numai cu eroi, acum pe bune. Bun, o să-mi dau aici niște poțiuni de-astea nebune, ca să mi se facă mai repede alea, pentru că o să mai intru pe contul ăsta să mai dau pe aici chestii, să fie. Ok, hai să trecem și pe contul mare, să atacăm la Clan World League. Mamă, mi s-a făcut un Archer Tower de 16, ești nebun pe contul ăsta. What? Ce n-ai mai pot să upgradez pe contul ăsta? A, nimic. Deci, băgam eșurul, am de-abia 975.000 de gold. E clar. Stai că am mai făcut. Mamă, cât dark ar trebui să mă pun pe roșu să-mi dau eroi la upgrade, ești nebun. Doar că suntem în mijlocul Clan War League-ului, așa că nu prea aș vrea să mă dau, știi? Știi ce zic, mă? Mamă, și da, chiar, bă, am uitat noua actualizare, cea mai importantă, ești nebun? Remle, cum n-ai bitmân din mi-ai spus? Cu Clan Capital-ul, bro. Clan Capital-ul, bro. Am făcut Capital Pick-ul de 5, chat. Capital Pick-ul de 5. What? Nu știu când în pui mi-au făcut băieții ăștia, dar am rămas puțin surprins, ești nebun. Și am deblocat Builders Workshop, chat. Și nu știu cum arată, e prima oară când văd. Wow. Hai că... Slanted House. Ce însemna, mă, slanted? Cum se traduce slanted? Nu știu. Avem zap trap. Opa, avem defense-uri noi. Ăsta loc trebuie era de mult. Mă, îmi place mult Clan Capital, bro. Mă surprinde pe zi ce trece. Efectiv. Ok. Hai să atacăm și noi la Clan War League. Ah, dar stai să upgradăm un Bomb Tower. Să-l facem de level 6, adică level specific Town Hall 11-ului. Adică chiar să mă dragi pe contul ăsta. Ok. Hai să dăm pe 5. N-are trupe în Clan Castle, ok. Îl fac lejer. Ok. Bă, Renule, cu ce să-l atac, mă, pe ăsta? Ca să-l fac. Nu știu. Hai să dăm... Cu Ardenul. Atacăm cu Ardenul doar, cred. Dar s-ar putea să dureze ceva, sincer, până... O să facă Ardenul și cu petul lui 100%. S-ar putea să dureze. Bă, Robisule. Nu. Pune la District Hall, la Balloon Lagoon. Deja am folosit la builder ăla sau nu știu cum îi spune. Sau nu mai știu la ce am folosit. Am folosit niște Capital Gold. Ok.
Bro, dar cam stau ceva. Mamă, își dă și air defense-ul. Asta e, hai că-mi dau abilitatea. N-am ce face, bro, cu viața mea și uite că dau atacuri de-astea tâmpite și nebun. N-am ce face cu viața mea. Dar nu cred. Mă rog, și așa o să pun Royal Champion-ul la final, să vedeți o... aici un spectacol de ăsta de proporții și nebun. Yeah. Lol. Vreau să mai distrugă puțin Tel. Da, cred că e ok. Ia, fiți antenă la abilitatea Royal Champion-ului. Boom! GG. Ați văzut? Magie. Cam asta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, dacă mai vreți episoade, share, subscribe. Și în descriere aveți mai multe link-uri, dacă vreți să mă contactați. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!